Suntem la sfârșit de campanie, o campanie pe care candidații USR, pe care cele trei partide, PSD-ul, PNL-ul și PC-ul și-au dorit-o să se desfășoare în termenii normalității, a eleganței, a programelor. Știți foarte bine că tot ceea ce înseamnă candidații USR la nivel de județ, la nivel național, au avut în această perioadă multe propuneri pentru alegătorii, mai mult decât atât, acestea au fost bine argumentate și bine susținute. Mă pare rău că pe ultima sută sunt nevoită și eu și colegii mei să luăm atitudine față de ceea ce înseamnă o șicanare permanentă din partea opozanților noștri, din păcate luând forme autohtone, locale, în ceea ce înseamnă sesizări, amenințări, procese verbale față de afișajul practicat de USR în Piatra Neamț. La modul concret, eu cel puțin am avut o experiență negativă în acest sens. Pe PSD am fost în alegerile precedente, în alegerile parlamentare și prezidențiale, amendați abuziv multe sute de milioane, Am avut luni de zile și ani de zile în care a trebuit să fim prezenți în litigiile promovate împotriva acestor amenzi abuzive. Le-am câștigat pe toate, dar din păcate practica se pare că există. Nu știu dacă este vorba numai de o intimidare pe moment sau este vorba de un sistem de lucru față de opozanții noștri. La modul concret, în ceea ce înseamnă afișaj în Piatra Neamț, atât de mici dimensiuni cât și de mari dimensiuni, în mod constant, în ultima lună, ne-am confruntat cu dispariția acestora, cu distrugerea acestora, cu furtul acestora. Caz concret, Moara Panmont, unde am avut BNR, prin contract încheiat cu o firmă privată, BNR care au dispărut într-o noapte, am sesizat poliția, nici până în ziua de astăzi nu am primit niciun fel de răspuns. Mergem pe ideea că această libertate de exprimare în campania electorală, în limitele și cu respectarea legii, ar trebui să fie valabilă pentru toți cei care participă în această campanie. Domnul Strătiră? Ca să intrăm în lucruri mai concrete, astăzi, sincer, nici nu am vrut să facem nimic ca să ieșim în presă cu ceva anume. Eu și ultima zi de campanie, candidații noștri sunt pe teren în momentele astea, se întâlnesc cu cetățenii, asta vreau să facem și noi, dar ieri de Moș Nicolae am primit o nuielușă, să spunem așa, probabil că cei de la administrația primăriei și la poliției locale nu aveau altă treabă. Din păcate, eu nu știu cum am ajuns la cei oameni de funcții, nu cunosc legislația. Am primit somații pe fiecare din cei trei candidați de pe Piatra Neamț, cu referire la legea 50 cu 1991, din care ei ne sumează să dăm jos materiale electorale, benere, meșturi, benere noi nici nu avem, am respectat o hotărâre de Consiliul Local, chiar dacă hotărârea de Consiliul Local nu se aplică pe timpul campaniei electorale, îi informăm noi dacă nu cunosc legislația. Și vor să dăm aceste materiale jos, pentru că ne trebuie autorizație de construcție. Noi am mai trecut prin așa ceva și în primăvară. Am făcut adrese către biroul electoral, am primit răspuns la adresă, se spune destul de clar că nu e nevoie să obținem autorizație. Avem aici, și dacă presa o să dorească, vă putem da răspunsurile din primăvară, da, de biroul electoral de circumscripție, la balcoane, fațade, garduri, spații interioare, nu necesită, dacă nu necesită lucrări de construcție, nu e nevoie de aceste autorizații. Dacă aveau ceva de invocat, trebuiau să invoce legea electorală și nu legea 50 pe 1990. Astăzi, de exemplu, am făcut din nou o adresă ca și răspuns la cele invocate de poliție. O să le punem și la dispoziție legislația în vigoare să vadă. Deci o campanie practică a administrației pedeliste de a hărțui și de a face abuzuri. Nu ne-a rămas altceva de făcut în perioada asta. Nu-i mai interesează cetățenii, nu-i mai interesează traiul greu pe care îl duc cetățenii. Să ne amintim și de pachetele care tot timpul s-au dat numai în campanie electorală, vreau să-și asume și aici merită, probabil. Deși acele ajutoare, acele pachete vin de la Uniunea Europeană.
Legea electorală spune destul de clar. Afișajul electoral este permis numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deținătorilor. Noi avem aici un plan de contracte în care avem aceste acorduri. Chip că e vorba de privat și dacă este un domeniu privat, e doar înțelegere între două părți, primăria n-are nicio treabă. Chip că e vorba de asociații de proprietari și le punem la dispoziție dacă e nevoie și de aceste contracte. Meșurile noastre sunt montate și peste tot au contracte în spate. Dacă ei au cunoștință, cei din administrația locală, cei din poliția locală, că există afișe puse unde nu avem autorizație, i-am rugat și prin această adresă să ne pună la dispoziție. E a doua adresă, nu e primul, e a doua adresă primită în timpul campaniei. Am făcut o întâmplare, le-am solicitat să ne dea răspunsuri concrete, nu le-au dat. Cam atât. Dacă mai... Ar fi mult de povestit aici, dar cred că sunt singur și nu putem demonstra că nu știu legea, în primul rând. Deși sunt primii care trebuie să o fac. Da, am să recovedesc pe colegii mei și să mulțumesc și eu la lucrurile pentru prezența la această ultimă conferință de presă înainte de evenimentul foarte important în data 9 decembrie. Noi nu am venit aici să ne plângem că suntem persecutați, doar constatăm că, din păcate, nici în această campanie nu s-a dat dovadă de fair play din partea actualei administrații locale, ci, din potrivă, a continuat acel război de uzură, cu intimizări, cu amenințări și cu folosirea unui serviciu public și anume poliția locală ca și agent electoral al PDL-ului. Profit de prezența doamnei Aurelia Simonică, care este și consilier municipal, pentru a face public această sesizare, de a se analiza în mod foarte serios în cadrul Consiliului Local activitatea poliției locale în această perioadă de campanie. Mai mult, colegii mei v-au prezentat acea întâmpinare, să zicem, către USL și către candidați referitoare la PNR și alți agenți de afișaj. Vreau să vă spun că este o dovadă pe lângă nu știu, de implicare părtinitoare în acțiunea politică, este și o dovadă de incompetență. Eu, dacă aș avea un angajat care vine cu astfel de adrese care nu specifică clar la care afișaj se referă, la ce loc, la o adresă, absolut nimic nu s-a făcut, l-aș da afară în secunda 2. Și cred că nu este probabil să plătiți din bani publici oameni care fac astfel de adrese, fără niciun pic de rigoare. Mai mult, refuzul de a se primi o solicitare de clarificări din partea USL-ului este o dovadă clară de abuz și va trebui în mod clar să acționăm pe cale legală în fața unor astfel de manifestări, unor oameni care nu au ce căuta în poliția locală. Poliția locală are multe alte lucruri de făcut, are de vegheată ordinea și liniștea publică, are de prioritizat circulația, mai ales în aceste zile, are cu totul alte atribuții care sunt date de lege și de Consiliul Local, în afară de a verifica și de a monitoriza activitatea candidaților și a militanților USR. Dacă sunt atât de vigilenți, sunt foarte curioși și ne întreb public pe domnul șef, acum se numește, al Poliției Locale, Gheorghe Nean, dacă a solicitat astfel de clarificări și de la ARD, care a pus afișaj mare pe clădirea aparținând societăților Consiliului Municipal. Și aici vă dau pe exemplu clădirea așa zisului mall de la piață. Sunt curios dacă acolo există astfel de autorizații pe care, repet, legea nu le cere în mod explicit. Sunt evident semne ale disperării dinaintea date de 9 decembrie, când se va schimba în mod clar majoritatea în Parlamentul României, va fi clar majoritatea USL. Sunt convins că în urma acestor alegeri se va schimba și majoritatea în Consiliul Municipal Piatra Neamț și atunci vom putea aborda în mod mult mai corect față de cetățeni, problemele care țin de dezvoltarea durabilă a municipiului Piatra Neamț și nu de astfel de glume pe care le găsesc de prost gust ale
poliție locale. Cred, sper din toată inima, ca perioada care va veni după 9 decembrie să aducă o schimbare mult dorită atât în atitudinea autorităților față de cetățeni, cât și în colaborarea între diferitele formațiuni care sunt reprezentate fie la nivel local, fie la nivel național, pentru că noi avem nevoie, într-o perioadă dificilă, de solidaritate, de profesionalism și nu de o luptă cu BNR-le. BNR-le nu votează, dar din fericire cetățenii votează. Și sunt convins că la 9 decembrie vom asista la victoria USR în întreg județul Neamț și, evident, la un nou început pentru cei care doresc într-adevăr să avem o societate modernă și europeană. Aș mai avea un singur subiect să le dau de gândire celor din administrația locală, dar toți sunt atât de vigilenți cu legislația privitoare la construcții. Le aduc aminte că nu mai târziu decât în acest an, în luna iulie, s-a dezbătut în Consiliul Municipal o hotărâre de Consiliul Local în care înșiși edilii orașului au constatat că au efectuat lucrări cu depășirea prevederilor unei autorizații de construcție și cu depășirea termenului în care trebuiau să execute acea construcție. Și nu e vorba de un chioș, ci este vorba de obiective care țin de dezvoltarea turistică a orașului, și anume centru de evenimente tematice în context montan, vedeți ce frumos sunt denumite, centru de promovare produse tradiționale, centru de pregătire teoretică, sportul de aer și centru salvamont, și clădire, soție, telescaune. Deci sunt obiective foarte importante, unde s-au lucrat în afara legii, da? Lucru recunoscut chiar de administrația locală, și a fost nevoie de o întâlnire a Consiliului Local pentru a se corecta aceste aspecte. Unde era poliția locală când se desfășurau aceste lucrări? Unde era doamna ministru a dezvoltării, care a finanțat în bună parte acest gen de lucrări? Probabil că de la Roman nu s-au văzut ilegalitățile care s-au petrecut în desfășurarea lucrărilor de infrastructură turistică la Neamț. Eu vă mulțumesc și aș vrea să văd că doamna președinte a luat minute să dea un mesaj militanților și susținătorilor noștri și cetățenilor. În primul rând, dați-mi voie să fac o mențiune. Îi rog pe cetățenii cu drept de vot din Piatra Neamț să verifice locația secțiilor de vot în care își pot exercita dreptul de vot, pentru că la aceste alegeri am constatat că foarte multe secții de vot și-au schimbat locația. Nu am neapărat argumentația care a stat la baza acestor schimbări, dar vă rugăm din timp, dacă se poate, sau cu răbdare în ziua votului, să verificați unde sunt secțiile de vot la care dumneavoastră sunteți arondați pentru a vă putea exercita dreptul de vot. Ceea ce doresc eu în această ultimă conferință de presă să vă transmit este rugămintea pentru toți simpatizanții USR, pentru toți simpatizanții și toți membrii PSD, duminică să veniți la vot. Este momentul să facem o schimbare, este momentul să ne asumăm această schimbare, toți cetățenii români. Este momentul prin acest vot să sancționăm, să tragem la răspundere pe cei care au făcut politică și ne-au dezamăgit. Este momentul să acordăm o șansă unor echipe noi de parlamentari, unor parlamentari care sunt din Piatra Neamț, pe care îi putem verifica, pe care îi putem trage la răspundere, care și-au luat angajamentul că periodic vor răspunde în fața dumneavoastră. Dreptul de vot, să nu uităm că, așa cum este prevăzut în Constituție, este un drept și o obligație. Eu vă rog, duminică, să-l transformați într-o obligație față de județul Neamț, față de Piatra Neamț, față de România. O obligație pentru dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră, în așa fel încât să putem intra într-o normalitate
o normalitate în care fiecare politician să răspundă de actele și faptele sale, o normalitate care să ne dea măcar încredere în ziua de mâine, deși suntem într-o perioadă nenorocită de criză și la nivel național și la nivel internațional și mă refer la criza economică, o normalitate care să ne asigure stabilitate, care să ne aducă decența în ceea ce înseamnă limbajul politicienilor și care să aducă o plumă de speranță pentru noi toți românii. Duminică este momentul când dumneavoastră, prin puterea, prin vrerea, prin prezența dumneavoastră, puteți schimba soarta României. Vă mulțumesc. Domnul președinte. Da, mulțumesc. Același lucru, în mare, aș vrea să spun și eu. E timpul să facem întrebări schimbarea. După 9 decembrie e momentul să intrăm în normalitate, să ne aducem frații, părinții, prietenii acasă, să nu mai lucreze în străinătate, să nu fie trimiși de Băsescu sau de alții la muncă dincolo. Putem face aici. Dar asta numai dacă vom da un vot responsabil duminică, un vot cu cap. De asta toată campania am marjat cu un slogan votează cu cap. Exact în ideea. Lumea să cântărească ce au făcut alții, ce putem să le oferim noi. Și acolo în cabină ei sunt singuri și să dea votul pe care nu trebuie cuvință, dar cred că lumea știe ce a făcut. E foarte important să iasă lumea în număr masiv la vot, pentru că au mai fost experiențe chiar și anul ăsta. Sunt alții care lucrează după alte metode nedemocratice și atunci s-ar putea ca să trimitem acolo oameni care nu ne reprezintă. Și atunci, dacă avem oameni în Parlament din viitoarea opoziție, Piatra Neamțu nu va avea niciun viitor, nu va avea nicio șansă. După toate măsurătorile, trendul e clar, USL-ul va câștiga toate colegiile de pe Piatra Neamț, dar e foarte important să iasă lumea la vot. Atunci, puteți să veniți la noi să ne trageți de mâine, să ne trageți la răspundere dacă nu vom face ceea ce am zis că facem. Mulțumesc. Da. Mai clar că îi completez și eu pe colegii mei. Numele activului USL care s-a implicat în această campanie, numele candidaților din Piatra Neamț, a domnilor Eugen Țapu, Cătălin Răgușanu și Vlad Matoci, îi rugăm pe toți cetățenii municipiului Piatra Neamț și ai comunelor în Baba Roșie, Săvinești, Dulcina, Alexandru cel Domn și Doveni, să vină la vot, să-și exprime opțiunea și să voteze pentru USL, pentru normalitate, pentru o viață mai bună, pentru o Românie europeană. Vă mulțumesc. Dacă aveți ca v-ați am să profit de prezența doamnei consilier local și am să vă rog frumos, în măsura în care o să o puteți, după alegeri, să spunem cetățenilor din Piatra Neamț cât a câștigat municipalitatea de pe afișajul electoral făcut pe spațiile publice. Telegondolă, piață, am fi curioși, nu neapărat autorizații de construcție, dar cât a câștigat municipalitatea din afișajele ARD. Și USL, dacă au fost. Da, vom solicita informația respectivă și să o fac publică. Pentru că se pare că primăria a făcut bani pentru noi și asta este un lucru frumos. Da. Eu nu cred că a făcut un ban. Nu cred că a făcut un ban, pentru că, din câte știu, blocurile oficiale de afișaj sunt supuse unui contract de concesiune. Poate a făcut bani societatea urbană. Dar, ar fi bine. Dar are cam mult de achitat față de comunitatea care a... Noi suntem curioși doar... ...o construcție care nu prea își găsește utilitatea. Suntem curioși doar cât a câștigat. Atât. Da.